Shane Old, fotbalul este cel mai iubit sport. La Slatina, echipa susținută de municipalitate a reușit în ultimii ani să aducă publicului o mare bucurie. Pe stadionul din oraș se evolueze echipe de top ale României, odată cu promovarea în Liga a doua. Gruparea condusă de Dinu Todoran are la dispoziție cele mai bune condiții pentru a obține performanță, a declarat invitatul moderatorului Cristian Bughea în cadrul emisiunii Stadion de la Old TV. CSM Slatina, în primul rând, mi-a oferit șansa de a juca din nou fotbal. Da. Să revin după... Cred că am avut 7 luni în care n-am practicat sport și asta nu e ușor să revii la un nivel înalt, dar dânșii au văzut ceva în mine și au avut încredere, mi-au oferit încredere. Din punct de vedere fotbalistic n-am. Deși condițiile de pregătire sunt ok și toate celelalte condiții, adică nu se face la întâmplare totul. De părere că sunt echipe din Liga 1 care nu au condițiile de aici. Da, au mai spus colegii de-ai tăi. Chiar este adevărat, adică Nu putem să ne plângem de ceva, terenuri, salarii la zi, adică n-ai de ce să te plângi, ai toate condițiile. CSM Slatina este o echipă tânără, media de vârstă fiind de doar 23 de ani, însă până acum fotbaliștii au reușit să facă față multor formații cu experiență. Până pe 5 ianuarie fotbaliștii vor fi în vacanță, după care vor avea un program încărcat. Va urma apoi 2 săptămâni pe plan local, iar apoi vom face deplasarea la cheile grădiștei pentru un cantonament montan. Primul meci oficial din 2021 va fi pe 20 februarie cu CSM Ioveni.